Francezii sunt recunoscuți peste tot în lume pentru brânzeturile rafinate și pentru bucuria de a trăi, joie de vivre. Rămâi aproape și îți arătăm cum poți pregăti și tu un platou delicieux cu specialități de brânză Île-de-France. La sărbătoare, brânzeturi rafinate, brânzeturi franțuzești. Cine știe, cunoaște. Cumpăr de vin la final. Ce vin aveți? Că brânzeturile astea pot fi asortate, mă rog, acomodate cu o mulțime de tipuri de vin. Și nu numai. Da. Și cu, și cu sirop de merișoare pentru tine. Un principiu, vreau să vi-l spun, de asociere a brânzeturilor cu lucrurile pe care le crânțănim sau le mâncăm pe lângă. În general, brânzeturile acestea rafinate sunt de trei tipuri. Moi, cu mucegai... nobil, nu, cu mucegai nobil, că și alea moi tot cu mucegai sunt, și cele fermentate, clasice, da? Și principiile sunt simple. Pentru brânzeturile cu mucegai alb, brânzeturile moi, cum ar fi camembert sau brie, astea sunt cel mai des întâlnite, ne trebuie ceva crânțănicios. Migdale, nuci, semințe, lucruri de-astea pe care să le crânțănim în dinți ca să se combine bine cu brânza care este moale, se face ca o pastă, așa. Și merg și niște grisinuțe. La brânzeturile cu mucegai nobil... Și la astea, iartă-mă, merge bine șampanie. Sau, mă rog, frizante. Așa este, frizante. Ca să mai taie cava, puțin. Rece, miam. La brânzeturile cu mucegai nobil, Roquefort e cel mai cunoscut. E o brânză albastră, așa, este un miros intens, iute, super parfumate, pentru un fel. Mă rog, și ăsta e un gust dobândit. Aici îți trebuie măr, pară, în general un fruct pe care să spele un strugurile pic din intensitate. Strugurile nu merge. Strugure, da, foarte bun. Care să spele un pic din intensitate și, desigur, și aici grisine, covrigei, biscuiței, lucruri de genul ăsta. Vin roșu de obicei. Sau roze, foarte rece. Și la brânzeturile. Problema e că trebuie să vorbesc fără să înghiți aiva, că îmi plouă în gură, știi? Și e plin de brânză în studio, trebuie să vedeți asta pe Facebook. Avem un brăduț din brie, din roquefort, din camembert, din drăcit de-astea, din brânzică de capră, de nebunesc, adică moile și încerc să mă concentrez. Deci, brânzeturile astea, de tip Schweizer, Cașcaval, Emmental, cum zicem noi, Mazdamer. La astea merg niște fructe dulci acrișoare. Boabe de merișoare. Ce mai este? Afine, poate. Mure, dacă găsiți pe undeva. Și la fel, un vin proaspăt. Și brânzica de capră de la Île-de-France. Île-de-France face o chestie foarte deșteaptă pentru cine nu vrea să-și bată capul sau să nu taie mai multă brânză decât e cazul. Île-de-France vinde niște mini platouașe cu brânză de capră care au rulourile astea mici sau nu știu, aromatizate, cu alea sunt foarte bune. Au deja și niște mirodeniuțe. Sunt foarte, foarte bune. Și puteți, în afara platourilor, să executați și o brânză la cuptor. Se poate face cu camembert. Da. Se poate face și cu brie, astea cu mucegai. Camembertul vine adesea în niște cutii de lemn. Da. De, mă rog, un lemn subțire, plăcăjel. Sau de carton. Da. Mă rog. Alea de lemnuță, așa, de plăcăjel. Da. Ăla se crestează, se desface, se lasă în cutia de lemn. Și se crestează suprafața cu un cuțit ascuțit într-o hașură nu prea densă și se pune acolo niște rămurele de rozmarin și puțină miere pe deasupra. Și asta îl dai la cuptor până se rumenește un pic, el se topește și se mănâncă direct din cutiuța aia cu bucățele de pâinică sau grisine. Bine, trebuie să fie foarte proaspăt. Noi avem aici în centrul platoului o roată de camembert care e străpunsă în formă de steluță. Da. Și acolo e niște dulceață de... M-am uitat imediat, da. Este niște dulceață, am uitat de dulceață. Dulceață de smochine care merge foarte bine, mai ales că acum smochina e fruct românesc. Nu crește în banat. Datorită crește și în București. Lângă banan. Da. Da, bravo. Chiviu. Și e plin de dulceață de smochine, așa că vă recomand dulceața de smochine, merge foarte bine cu camemberul și cu briu. Și dați-le la cuptor, dați-le o șansă în plus acestor fete brânzeturi. Să fie bine, ca să nu fie rău. Acum că am terminat rubrica, nu vreți să ne dăm și nouă o șansă? Ba da, păi asta zic, asta. Zic să luăm o pauză mai lungă. Da, e șansa noastră. Pentru sărbători pregătești ce e mai bun. La Culinaria te-ai delectat cu un platou de brânzeturi rafinate Île-de-France, aranjat de Vlad, George și Luca.
Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.